Popescu să centreze, Enache prelungește cu capul. A apărut Laurențiu Rus, surprinzător la finalizare. Șut și gol! Seto Takayuki șutează fulgerător din marginea careului. În minutul 86, japonezul aduce egalarea pentru Astra și exact ce s-a mai întâmplat de-a lungul acestui campionat. Pandurii s-au mulțumit cu un avantaj minim, au crezut că îl pot apăra până la final. Ei bine, iată, Astra îi pedepsește pe fotbaliștii lui Edi Iordănescu, dar meciul nu s-a încheiat. Mai avem cu tot cu prelungiri mai bine de 5 minute și se mai pot întâmpla lucruri. Se grăbesc pandurii. Încă o dată respinge nefericit Momcilovici. Era în inferioritate numerică acolo Momcilovici. Nu a fost ajutat de niciun dintre fundașii centrali a echipei sale și venit în acea zonă liberă, Seto Takayuki trage foarte puternic din drop și marchează al patrulea gol al său în această ediție de campionat.